câteva versete aici, în capitolul 6 din Ioan. Când îl întreabă evreii, zice, ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Ia încercați să vă dați un răspuns. Ce să fac eu ca să săvârșesc lucrarea lui Dumnezeu? Vă las 10 secunde să vă gândiți. Da? Eu sunt pus acum și cineva îmi pune întrebare. Ce să fac ca să săvârșesc lucrarea lui Dumnezeu? Și să văd cât dintre voi v-ați gândit la următorul răspuns, pe care îl dă însuși Mântuitor. El zice așa. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Care? Ca să credeți în acela pe care El l-a trimis. Punct. Ideea este să crezi în, adică să ajungi să spui prefer să-L cred pe Hristos decât pe mine. M-am crezut pe mine poate o viață întreagă, poate am ajuns la murgul vieții, poate încă tânăr, m-am tot crezut pe mine, am tot crezut pe cei din jur. Și ce a ieșit? Iată viața mea. De acum aleg să te cred pe tine. Cum zici tu, așa fac. Asta e lepădare de sine. Da? Deci nu mă mai cred pe mine. Că sunt situații în care venim cu tot felul de întrebări metafizice. De ce există ființa mai degrabă decât nu există? Că, și unii ar vrea să aibă mai întâi răspunsuri la toate întrebările și după aia să creadă. Au nevoie de asta. Și știu un profesor de filozofie care a spus, nu pot să cred, recunosc asta, dar aleg să parcurg drumul acesta. Aleg să încep de undeva. Din o încredere. Și a început să meargă la biserică, a început să... atâta cât putea. Nu putea să creadă, că fusese și format în perioada de dinainte, când preda marxist. Era foarte greu. Dar alegi o persoană. Alegi să ai încredere într-o persoană. Nu alegi să ai o doctrină. Nu discutăm despre o persoană. O persoană care te iubește, o persoană care te-a creat, de la care vii, care te veghează permanent, o persoană care suferă pentru tine, atunci când și tu suferi sau când faci lucruri rănindu-te pe tine, că ăsta e păcatul,